Salut, doar toată lumea și bine la un episod de Minecraft Survivalul nostru. Hai să continuăm. Deci, nu sunt mai aici ultima dată când făceam cameruța secretă. O să spun și acolo ce o să facem o cameră destul de mare și destul de secretă. Cum o suna, destul de secretă. În care o să ne punem patul să dormim. Nu o să dorm în camera principală. Dacă vă întrebați, o să dorm aici. Mă simt mai în siguranță sub pământ, undeva unde nu știe nimeni ce e, decât în casă. Sincer, mă simt mai în siguranță și... Da. Cred că o să dorm acolo jos, da. Știi ce vreau să fac în primul rând? Ceva de gen. Adică mai mult... Acolo nu o să pun. Nu o să pun acolo. Dar vreau mai mult... Să nu se vadă din casă pământ aici, știți? Asta vreau. Să nu se vadă din casă pământ. Singura mea... Singurul lucru care mă deranjează e asta. Așa că... Pac, pac. Pac, pac. Pac, pac. E serios, mie nu. Și cred că atât. Atât. Gata. Și din casă o să se vadă lemn. O să vadă acolo un pic dacă mă pun așa. Dar, na, totuși. Plus că nu cred că cineva dacă intră în casă așa, se uită direct aici. A, așa, ce casă frumoasă și pa. Bine, nu jucăm pe multiplayer sau ceva. Dar zic ca ideea așa. Vreau să fac locuri chiar reale ascunse. Adică nu pun aici ceva ascuns și se vede când intri în casă, poți să vezi acolo. Știu ce, e destul de ascuns, vine pe aici, pac, 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 pac. Dar mă deranjează că îmi dau cu capul în chestia asta și dacă o distrug, nu cred că va fi bine. Dar hai să încercăm să o distrugem. Ah, avem 34 de bețe, nu știu de ce. Nu avem nici măcar. Glumești. Unde e iron-ul? Salut. Salut. Așa. Ia, vedeți? Să pot să cobor mai repede. Și așa se vede, dar nu mă interesează. Pot să cobor repede, adică, na, pulă-mă. Și arată frumos. Dar hai încă un cup totuși să o lungim, pentru că să arate și mai frumos. Lată câinele meu și mă disperă. Pentru că se aude pe videoclip și nu-mi place. Frumos. Gata. Pare gen, nu cred că trebuie să arate camera asta. E fain că fix aici când cobori așa chestii. Vedeți? E așa o cameră mare, dar când ieși afară din casă nu se observă nimic. Deci parcă aici e normal. Dar aici dacă sapă un cob în jos, intru în cameră. Ah, și aici se observă cam ciudat. Cred că am o idee. Cred că am o idee, băieții. Stați așa. Gata. Sau... Piatra e mai bine. Da, pun pământ, oare? Da, pun pământ, ce tot mai complicat atâta pe aici. Pământ și gata, ce drag, uite și frumos arată, gata, închidem ușa să nu intre cineva peste noi în casă, deși n-are cine să intre peste noi în casă. Și așa, mă, ce mă tot chinui, ce are dacă e un pământ aici, ce naiba, pun, fac step de asta, ia stați, fac step de lemn și preparăm, se repară, no. Vedeți? Easy peasy, ia. Să-ți că fac așa cu steburi, tavanul. 5, 6, 30. Perfect. Dar nu o să ajungă tot. Aici sunt mai mult de 30 de blocuri la tavan. Vedeți? Dar o să fac tavanul de lemn. O să fac toată camera de lemn. De ce mă tot complic atât? Fac tot de lemn. 24, tot nu o să ajungă, mai avem nevoie. Aici nu o să pun. De fapt, ba da, o să pun, că o să vadă diferență și na. O fac. Da, și acum mergem să mai luăm lemn, pentru că nu mai avem. De fapt, mai avem, dar... Doar una. Din care putem face doar un buton. Și chiar, ia să facem un buton. Pentru căsuța noastră.
frumos. Hai să mai luăm lemn. Deoarece avem nevoie de foarte mult lemn, dar nu știu de ce n-am luat până acum. Trebuia să mă duc off camera să iau lemn, să vă țin în episod, dar acum ce naiba, episod de survival sau ce naiba în survival, trebuie să supraviețuiești. Arătăm cum supraviețuim noi, nu? Bine, la chestiile chiar așa de plictisitoare, chiar o să fac off camera, dar așa, asta nu e chiar plictisitor, adică mai povestim ceva, un subiect de discuții, ceva, nu știu, vedem. Bă, carnea asta cred că o să-mi ajungă tot jocul care o am acum. Pentru că văd că n-am mai mâncat de câteva episoade bune. Deci la caracterul meu pur și simplu nu e foame. Doar când mă regenerez. Așa nu mi-e foame, aparent. Așa o să vedem noi. Așa. Lemn facem și aia să mergem înapoi acasă. Deci foarte luminat turnul, adică și din spate e luminat, chiar dacă nu așa, tot e luminat și, ma, merge. Cam aici. Facem steburi. Cred că atâta mai am nevoie, maxim 12, să zicem că am nevoie de 12. Și sincer mi-aș face două de-astea, ca să pot să mi se deschidă ușa automat, dacă știți ce zic ea. Ce-au butonel? Ui, eu pur și simplu merg spre ușă și mi se deschide automat. E mai bine așa, e mai bine. Pentru că suntem pe peaceful, pentru că vreau să fac survival, adică să construiesc și chestii, nu să vină zombie și chestii pe mine. Ce trebuie să facem acum? Am o idee. Cum se face o manetă? Permiteți-mi doar o secundă să caut pe internet. Google. How to make. Ah, ok, am găsit. Perfect. Și acum, ca să fie ca un fel de secret, facem, punem o manetă aici. Nimeni nu știe. Ce bă, frate, maneta asta? Ce cu ea? Dar nimeni nu știe că ea, ca această manetă, va merge comanda aici. Pe aici. Pe aici trebuie să meargă. Bă, tu zici un pic. Ceva am greșit aici. Aici o să pun ușa, da? Aici. De fapt, cred că o și pun acum, să zici un pic. Așa. Pun aici și... Aici am drept ușii. O să distrugem un pic, bai, bai, reparăm. Ia, uitați. Ah, nu, stați, am greșit. De fapt, stați așa un pic. Deci, sub lever aici. Sub. Vine pe aici. Uite aici ușa. Perfect. Deci, minăm. Mai am târnăcop. Da, am de fier. O să fie un pic distrus aici, dar o să reparăm noi. Aici o să facem, stați așa. Aici o să fie noul perete. Un pic mai încoa. Nu știu dacă e din fericire sau din păcate, dar o să fie un pic mai încoa noul perete. Și acolo o spunem steburi. No, bun. Deci, avem două blocuri la dispoziție. Cum va veni? Comanda. Deci, aici e leverul. Aici e leverul, da? Aici. Aici. Punem lemn. Nu o să mai avem nevoie de chestia asta. Deci, aici. Vine așa un bloc. Nu contează. Aici e leverul. Știți ceva? O să cam distrugem, deci... Aici le pro, perfect. Luăm un reston. Mergem... Așa. Mergem mai încoa.
Bă, știți ceva? O să distrugem absolut tot. Pentru că deocamdată o să fie destul de greu, deci. Așa. De fapt, nu. Coboară cu una mai jos. Așa. Încă una mai jos. Așa. Vine. E aici. Nu, nu o să coboare. Și vine la ușă. Gata. Instalația e gata. Știți care e problema? Ar trebui să o pun sub ușă. Deci, vine așa. Și aici o spun un bloc. Cred că merge, nu? Nu cred că merge. Dar acum deschidem măcar ușa asta, așa, să văd dacă merge comanda la ușă. Ia. Merge. Vedeți? Ora, fraților, o să continuăm în următorul episod să facem ce ne-am propus acum. Da, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!